emisiunii Față în Față de la postul de televiziune BTV Băț. Mă numesc Dumitru Pelin. Și în această seară vom discuta despre o problemă, poate socială, a Republicii Moldova. An de an, populația țării noastre continuă să scadă. Moldovenii își părăsesc patria din cauza lipsei de locuri de muncă, unei perspective de viitor, iar în ultimii ani din cauza unui mediu nefavorabil. Datele recensământului din anul 2014, care a fost publicat recent în data de 31 martie, ne arată că pe teritoriul Republicii Moldova locuiesc 2,9 milioane de moldoveni, cu peste 400 de mii de locuitori, dar mai puțin în comparație cu anul 2004, când a fost efectuat la fel un recensământ. Despre aceasta vom discuta cu invitații mei din această seară, vicedirectorul Institutului de Istorie a Academiei de Științe a Moldovei, domnul Nicolae Ienciu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu doctorul în științe istorice, doamna Lidia Pădureac. Bună seara! Bună seara! Vom începe cu domnul Ienciu. Domnul Ienciu, cum apreciați dumneavoastră desfășurarea acestui recensământ și publicarea datelor recensământului populației din anul 2014, care a fost publicat cu o întârziere de 3 ani? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune cu un generic pe cât de interesant, un generic actual, dar totodată și destul de complicat. Un subiect complex, aș spune eu, și nu numai datorită faptului că trebuie să operăm în cazul de față cu date statistice, cu procente, să urmărim evoluția populației pentru o anumită perioadă de timp, dar având în vedere, în primul rând, impactul pe care îl au datele recensământului asupra diverselor domenii de activitate din cadrul societății. Avem în vedere impactul administrativ, impact politic, de ce nu în ultimul rând, un impact chiar electoral. Datele recensamentelor, nu este un secret, sunt utilizate în cadrul alegerilor de diferite nivele, în diferite țări. Deci, așteptările față de recensământul în cauză, recensământul care a avut loc în 2014, au fost foarte mari, foarte ridicate. Și trebuie să constatăm că rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. De ce? Din mai multe considerente, eu aș invoca doar de la anunțarea rezultatelor recensământului, au apărut diferite articole, analize și eu aș numi doar niște titluri de articole. Bună oară, rezultate surprinzătoare și interese uriașe în spatele recensământului din Republica Moldova, titrează o publicație. O altă, recensământul din 2014 lasă statistica din Chișinău fără directori. Apropo, recensământul din 2014 a început cu un director, era doamna Lucia Sploială, care în februarie 2016, fără să se fi invocat niște cauze foarte clare, și-a prezentat demisia, pur și simplu. Deci după ce a fost organizată, efectuată recensământul și avea loc prelucrarea datelor. Mai apoi a urmat Marin Gospodarenko, care în scurt timp și dânsul și-a prezentat demisia în mai 2016, deci la numai 2 luni de la intrare în funcție, și ca Vitalie Valcov să prezinte recent rezultatele. Deci trei directori de recensământe, trei directori ale acelui așa recensământ, cred că denotă, spun multe lucruri. Fie că s-au umblat pe la finanțele, sumele acordate, alocate recensământului, iar pentru recensământ s-au alocat peste 5 milioane de euro, probabil în cazul în care întreaga sumă ar fi fost utilizată. Aveam la 3 ani de la acel recensământ, aveam cel puțin o culegere statistică solidă, întocmită la nivel profesionist, însă nu, avem domnul
Valicov a prezentat doar niște tabele, niște statistici la o, și doar sunt niște la o date prezentare preliminare, și niște date aproximative, niște date preliminare. Noi vom invoca pe parcursul emisiunii, probabil vom avea timp să invocăm și date, cifre, însă trebuie să constatăm că un recensământ nu operează cu aproximări, cu estimări, dar cu date exacte. Se ajunge până la unitate, până la locuitor, la om. Aceasta este menirea recensământului. Deci menirea de a constitui o oglindă fidelă a societății la un anumit moment dat, la anul 2014. Aș dori să întreb, doamna Pădurea, că dumneavoastră, în calitate de cetățean, în calitate de expert în probleme demografice sau sociale, cum apreciați rezultatele recensământului, cât sunt ele de reale și dacă corespund realității, mai exact, Republicii Moldova? Mulțumesc. De la bun început încep cu o constatare: rezultatele acestui recensământ nu sunt credibile, din mai multe considerente. Vorbim și despre o perioadă de 3 ani de zile până au fost procesate toate datele. Acest recensământ seamănă mai mult cu un sondaj, dar chiar și în sondaje, deci eroarea poate fi plus-minus 3%. Aici este vorba de plus-minus 6% eroare. Deci acest recensământ, de fapt, ne orientează mai mult spre niște tendințe decât un recensământ propriu-zis. Întrucât scopul unui recensământ este de a înregistra, de a prezenta niște date statistice, cu care ulterior, inclusiv oamenii de știință, să poată opera, să poată face niște analize. În baza recensământului se organizează, rezultatelor recensământului se organizează și referendum, și alegeri. Deci, evident că există niște cifre care pun un mare semn de întrebare. Cu atât mai mult în calitate de cetățean, și la noi au fost acasă operatorii care ne-au întrebat, însă și modalitatea de realizare a acestor interviuri nu a fost corectă, întrucât persoana adresează întrebări care din start încearcă să manipuleze. Fie că o fi vorba de nepregătirea suficientă a operatorilor care au mers în teritoriu, fie că ar fi vorba de ceva intenționat. Dar atunci când ești întrebat și din start se spune: dacă locuiești în Republica Moldova, înseamnă că ești moldovean. Dacă locuiești în Republica Moldova, înseamnă că vorbești limba moldovenească. Deci se pun niște accente în cazul interviului. Adică deci fără a avea mare pregătire, îți dai seama că ceva nu este în regulă. Domnule Ince, am putea să vorbim despre acest recensământ că ar fi o clonă a celui din 2004? La fel? Am putea încerca să facem o comparație între recensământul din 2004 și cel din 2014, dar comparația nu este în favoarea recensământului din 2014, din păcate. În 2004, recensământul a fost monitorizat, dincolo de faptul că au fost alocate finanțe importante, însă a existat o, nu o echipă, dar 10 echipe de experți internaționali, din cadrul Uniunii Europene, care a fost condus aceste echipe de către John Kelly, un canadian cu experiență în domeniul respectiv, și în așa mod s-a asigurat o anumită obiectivitate. Deși 7 echipe din cele 10 echipe pe care le-a coordonat John Kelly, 7 echipe au raportat nereguli destul de serioase, și nereguli mai ales. Vom vorbi la compartimentul structura etnică și limba, probabil la mai special ceva mai ulterior. Însă acele nereguli s-au referit preponderent la limba vorbită de către populația Republicii Moldova și la naționalitate. În rest, datele privind numărul, structura populației nu au fost puse sub semnul întrebării. Particularitatea, specificul recensământului din 2004, am mai constat în faptul că el s-a organizat practic concomitent cu recensământul din raionele de est ale Republicii Moldova, în stânga Nistrului. Și în așa mod realizate concomitent, s-a putut suma datele recensământului din interfluviul Nistru și Prut, Republica Moldova și Transnistria, deci cum se Republica Moldovenească Nistreană, cum se autodefinesc.
În așa mod s-a reușit sumarea acestor recensamente și s-a ajuns la o cifră oarecum credibilă. Recensământul din 2014 a fost efectuat doar în spațiul dintre Prus și Nistru, în Republica Moldova propriu-zisă, fără să fie participat sau fără să se fie pronunțat experții internaționale în domeniu. În așa mod, recensământul din 2014 este inferior celui din 2004. Doamna Pădureac, iată, de ce acum, după publicarea sau datelor recensământului din 2014, mulți speculează pe idei că sunt pe ideea etniei, da, apartenenții etnice, dar nu merg pe soluționarea sau nu publică articole cu privire la soluționarea problemei demografice. Aveți perfectă dreptate adresând această întrebare, întrucât dacă urmărim nemijlocit datele statistice prezentate, chiar dacă le-am apreciat sub formă de tendință care există, într-o societate care este în creștere și este în întinerire, noi spunem că ar fi bine numărul populației până la 19 ani să prevaleze sau să aibă un procentaj destul de mare. Atunci însă când vorbim despre rezultatele acestui recensământ în calitate de tendință, noi observăm că numărul persoanelor până la 19 ani constituie în jur de 22%, 665.000 de persoane, pe când numărul celor care au depășit vârsta de 40 de ani, deci de la 40 în sus, constituie în jur de 44%. Asta înseamnă că societatea din Republica Moldova îmbătrânește. Și în afară de aceasta mai avem o problemă, întrucât cei care au migrat, de obicei sunt persoane tinere, 20-30 de ani, ei își lasă de obicei copii până când își amenajează lucrurile acolo, chiar dacă pleacă sezonier, își lasă copiii aici, copiii sunt educați de persoane la fel în vârstă, 50-60 de ani, și iarăși are loc un fel de îmbătrânire a generațiilor, inclusiv și prin această modalitate a educației. Dar accentul de bază, foarte mult acum se vehiculează anume asupra subiectelor etnice, limbă vorbită. În realitate, ceea ce noi observăm sunt niște tendințe mult mai grave la care trebuie de atras atenția, întrucât noi vorbim despre un proces, un fenomen foarte grav. Conform estimărilor Organizației Națiunilor Unite, se prognoza pentru anul 2050 populația Republicii Moldova a fi până la 2 milioane de oameni. Tendința este aceasta. Și dacă mai plusăm la acest lucru procesul de îmbătrânire, ne dăm seama că este o catastrofă demografică. Noi avem sate în Republica Moldova, sate nepopulate. Deci 3-4 sate concrete, din raioane concrete, unde nu mai este niciun locuitor. Și atunci, sigur că atât oficialitățile, cât și ceilalți, societatea civilă, trebuie să atragă atenția la aceste fenomene care se întâmplă. Fiindcă la noi, de obicei, oamenii care sau politicienii se implică în știință, ceea ce nu este corect. Știința are linia ei, cei care sunt la guvernare și respectiv partidele politice trebuie să aibă alte obiective și să ajute societatea să-și rezolve niște probleme stringente, niște probleme sociale. Domnule Inciu, dumneavoastră vedeți sau citiți mai exact tendințele demografice într-o oarecare măsură și doamna Pădureac a menționat că Republica Moldova pierde anual populația câtorva sate. Dumneavoastră, în calitate de cetățean, în calitate de cetățean, simțiți într-o oarecare măsură această depopulare a Republicii Moldova? Se simte sigur că inclusiv la nivel personal, la nivel individual, se observă cu ochiul liber reducerea densității populației. Chiar și în Bălți, să spunem, în Chișinău, și nu numai, dar mai ales satele se depopulează. Apropo, recensământul din 2014, dacă vorbeam anterior despre particularitatea recensământului, el a fost nu numai al populației, dar și al locuințelor. S-au numărat și locuințele. Chiar, deși, bine, aici putem să dăm crezare celor care au numărat locuințele și le-au numărat, cred, sperăm exact. Sunt în Republica Moldova, fără Transnistrie, 1.259.207 locuințe. Aici se operează chiar cu unități. La unități s-au ajuns, e foarte bine. S-a constatat că sunt ocupate din această 1.259.207 locuințe,
sunt ocupate doar 82,9% din locuințe, 17,1% din locuințe pustiesc, sunt pustii. Iată fenomenul depopulării Republicii Moldova și nu întregii Republicii Moldova, dar dintre Prut și Nistru. Au emigrat într-o măsură considerabilă. Aici pot fi invocate diferite motive. Am mai discutat despre acest lucru, de natură economică, financiară, insecuritatea populației. Și pare această depopulare, faptul că 17,1% din locuințe pustiesc, pare să fie congruentă, oricum să aibă o anumită tangență cu cifra invocată de scădere a populației. S-a menționat că în 2004 în Republica Moldova, numai între Prut și Nistru, a fost numărați 3.383.332 de locuitori. În 2014, 2.998.235 de locuitori, aceasta este cifra exactă, invocată, sper eu să fie exactă. Deci o reducere de aproximativ 400.000 de locuitori. Anterior s-a invocat și 600.000 și 1.000.000 de locuitori. Eu nu știu, să-i dăm crezare aceste cifre, dar aceste 400.000 de locuitori ar constitui vreo 12 sau peste 12% din totalul populației. 12, deci ele ar fi, să luăm în considerare, 17% de locuințe puștii, ar fi oarecum, deși nu coincid, dar ar fi, ar fi credibile într-o anumită măsură. În general, ca să încheie această idee, noi suntem puși în fața unei dileme. Fie să dăm crezare totalmente, în întregime și necritic, celor ce ne-a furnizat Biroul Național de Statistică, deci datelor respective. Fie să le punem sub semnul întrebării absolută majoritatea a datelor. Și cred eu aici calea de mijloc ar fi mai... Un alt recensământ, probabil. Sau un alt... Sunt analiști, sunt specialiști demografi care spun că ar fi bine să luăm ca atare aceste date, să le utilizăm, mă rog, în măsura în care ele sunt utilizabile, și să ne concentrăm pe următorul recensământ, care ar trebui să aibă loc în 2021 se așteaptă. Acest recensământ s-a derulat cu întârziere de vreo 2 ani. În majoritatea țărilor europene, recensămintele s-au efectuat în 2010-2011, în Republica Moldova în 2014. Deci cu o anumită întârziere, dar până la urmă s-a reușit încadrarea în acel proces european. Utilizarea acestor date deja un pic a rămas în urmă. 3 ani, totuși, noi vorbim despre o realitate pretinsă cu 3 ani în urmă. Dar în contextul procesului de migrație despre care a vorbit domnul profesor, Mai trist este că dacă în perioada anterioară cei care migrau, tinerii, migrau la muncă sezonier, aveau de gând totuși să revină acasă, să revină în Republica Moldova, vedem noi că ultimul timp lucrurile stau un pic altfel. Cei care migrează încep a-și lua familiile, se stabilesc cu traiul în străinătate, de asta și avem o diasporă atât de puternică în străinătate. Așa sunt obișnuiți să-și amenajeze lucrurile, au plecat inițial în speranța că se vor reîntoarce aici, vor crea o viață mai bună copiilor lor, însă vedem noi că lucrurile deja sunt altele. Ei pleacă și astfel și îmbătrânește populația aici. Pleacă cei care sunt forța de bază de muncă. Noi vrem o societate, noi vrem un stat dezvoltat economic, dar cine să lucreze? În opinia dumneavoastră, recensământul este, într-o care măsură, nu ca o statistică, dar o analiză a stării națiunii, cum stau lucrurile, da, așa are și cum stau lucrurile în țară, ce țin de populație. În acest recensământ trebuie să fie incluse și veniturile oamenilor, preferințele, fie chiar și până la urmă, în țările dezvoltate sunt incluse și preferințele politice, într-o care măsură. Dar... De ce, până la urmă, domnule Ienciu, nu avem o politică demografică stabilită în țară? E bine, din câte cunosc, există o structură în cadrul creată de guvern,
prezidată de chiar un viceprim-ministru pe remisie, deci care se întâlnește periodic și discută probleme. Însă vorba e că această structură, ca multe altele, nu este atât de activă, atât cât așa cum s-ar aștepta, nu prezintă situația la zi, ci se întâlnește doar cu anumite ocazii. Într-un cuvânt, nu există. Constat și eu, sunt de acord că nu este în vigoare în Republica Moldova și nu funcționează o politică demografică care să corespundă exigențelor zilei de astăzi. Dar cunoaștem că bogăția unei țări este populația. Absolut. Teoretic vorbind, sigur, încă de la renaștere încoace, individul, omul este valoare supremă, dar noi am trecut prin diferite experiențe, acest spațiu, Republica Moldova, fostă RSS moldovenească, se afirma la cele mai înalte niveluri că omul este valoare supremă, dar noi știm foarte bine că omul nu a fost valoare supremă în societatea anterioară de până la 1989-1991 și din păcate rămân niște reflexe sovietice inclusiv în perioada de după 1991 și aceste reflexe se repercutează inclusiv asupra statisticii. Un recensământ, așa cum am menționat, trebuie să opereze cu cifre, cu date exacte, nu cu aproximare. În opinia dumneavoastră, a fost o fraudă? Într-o anumită măsură, da, dar cel puțin... Și-mi interesul cu de ce au fost aceste date într-o altă măsură probabil. În contextul a ceea ce vorbește domnul Ienciu, asta ne-ar trezi semne de întrebare cine are interesul de a da datele așa cum ele sunt, cine are interesul de a nu avea, de a nu fi în Republica Moldova o politică demografică în sensul direct a acestei sintagme. Deci probabil există anumite interese și atunci trebuie să încercăm să răspundem la întrebarea cine are acest interes și care ar fi el, fiindcă în mod normal, într-un stat normal, o astfel de politică trebuie să existe. Apropo de politică demografică, diferite țări, politica demografică se elaborează în dependență de resursele financiare, totuși, de care depinde statul respectiv. Știm foarte bine că situația financiară a Republicii Moldova nu este tocmai favorabilă, au avut loc fraude de proporții, într-un cuvânt. Dar statele care nu reușesc să elaboreze o politică demografică propriu-zisă, elaborează o politică social-economică mai amplă, în cadrul căreia politici sociale-economice se încadrează și obiectivele de natură demografică. Deci creșterea natalității se alocă, sporuri diferite. Dar de ce, de exemplu... Reducerea mortalității, deci se urmărește îmbunătățirea parametrilor demografice în cadrul unei politici sociale-economice mai ample. Și aceasta, cred, ar fi o perspectivă mai reală pentru Republica Moldova decât elaborarea unei politici demografice propriu-zise. Ea necesită alocații financiare destul de importante. În situația în care ne aflăm noi, cred eu, o politică social-economică adecvată ar fi de natură sau ar trebui să fie de natură crearea de noi locuri de muncă, bună oară. Da? Ar contribui la stoparea relativă a valului de emigrație peste hotare. Dar fiți de acord că și banii care sunt alocați, inclusiv pentru acest recensământ, nu au fost utilizați așa cum ar fi trebuit să fie. Și atunci este o sumă enormă de bani, în contextul în care noi spunem că Republica Moldova are o stare economică precară, se cheltuiesc bani pentru recensământ, pentru a vedea că de fapt nu este un recensământ, dar ar fi mai mult un sondaj. Și atunci și probabil nu este doar problema banilor, dar și modalitatea de a gestiona acești bani. Problema constă în mentalitate până la urmă. Despre aceasta vom discuta cu dumneavoastră după pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Центр глазной хирургии «Авизус». Оперативное лечение глаз и восстановление зрения для всей семьи. Мы одинаково внимательны к проблемам со зрением детей, взрослых и пожилых людей. Малышам и их родителям обновленный лечебный кабинет. Пенсионерам и инвалидам предоставляется скидка. Тем, кому за 70, специальная цена на операцию по удалению катаракты. Центр глазной хирургии «Авизус». Мелистиу 20, Первая горбольница. Телефон 27 06 75. Дайте
действительное лекарство, которое выписал врач. В рецепте указано действующее вещество. Именно оно лечит болезнь. У всех этих лекарств одинаковое действующее вещество. Купи это. Упаковка красивее, стоит дороже. Наверное, качество лучше. Все они эффективны. Разница только в форме, цвете, названии и цене. То же самое действующее вещество. Зачем платить больше? Возьмем это. В аптеке можно выбрать лекарства с одним и тем же действующим веществом по выгодной вам цене. У нас отличное цифровое телевидение, и мы продолжаем его улучшать, добавляем новые каналы, увеличиваем их количество в качестве HD, запускаем дополнительные услуги. Но совершенству нет предела, поэтому мы представляем вам маленькую вещь, которая многое меняет. Кам-модуль. Он вставляется напрямую в телевизор и избавляет вас от надоевших кабелей и дополнительного оборудования. Добро пожаловать обратно, пульт от телевизора. Теперь ты у меня один. Позвони сейчас, и мы бесплатно привезем тебе кам-модуль. Sun Communications. Лучшее телевидение в Молдове. Учебный центр «Миракл» приглашает на курсы по специальностям. Закройщик, швея, бухгалтер, программа 1С, секретарь, оператор, повар, кондитер, бармен, официант, продавец-кассир, ремонт обуви. Выдаются удостоверения Министерства образования. Муниципи Белц, улица 26 марта 1, остановка роддом. Телефон 0-231-2-65-21, 069-16-44-42. www.miraclecentru.md. Se vinde teren pentru construcție. 8 ari în satul Corlăteni, strada Păcii, 196, raionul Râșcari. Telefon de contact 0604-51-062. Кулич – непременный атрибут пасхального стола. Одни хозяйки привыкли печь его сами, другие отдают предпочтение готовым, приобретенным в магазине. И не напрасно. Вкусные, ароматные, доступные по цене пасхальные куличи, выпускаемые Бельским хлебокомбинатом, сделаны по старинным рецептам из свежих продуктов высшего качества. К православным праздникам мы позаботились о вас и приготовили широкий ассортимент пасхальной продукции различных видов, веса и упаковки. Уверены, что пасхальная выпечка Бельского хлебокомбината займет свое почетное место на праздничном столе в честь праздника Святой Пасхи. Спрашивайте в магазинах города. În studio, doamna Păduriac, datele recensământului au fost prezentate. Suntem 2,9 milioane de cetățeni ai acestei țări dintre Prut și Nistru, Republica Moldova, dar recensământul a fost efectuat în anul 2014. În anul 2014, la fel, arena politică a Republicii Moldova a fost puțin zguduită de alegerile parlamentare din 2014 și atunci Comisia Electorală Centrală a prezentat unele date cu privire la faptul că pe teritoriul Republicii Moldova și în afară locuiesc în jur de 3,2 milioane de alegători. Cifrele se bat cap în cap. Ce se întâmplă de fapt? Ar trebui cineva să poată răspundere pentru acest lucru. Exact această întrebare mi-o adresam atunci când vorbim despre rezultatele acestui recensământ, vorbim despre sume cheltuite din bugetul statului și nu doar, și atunci când sunt prezentate datele, nimeni nu este responsabil. Apare întrebarea, oare nu avem organe competente care ar trebui să se autosesizeze, să vadă pe ce totuși au fost cheltuiți acești bani, din ce cauză persoanele care au realizat recensământul nu au corespuns unui anumit statut, din ce cauză avem rezultatele pe care le avem, pe ce s-au bazat cei care au organizat alegerile atunci când au împărțit procentual, inclusiv buletinele. Noi vrem, în calitate de cetățeni, noi vrem să știm aceste lucruri. Iată că chiar de la prezentare
prezentarea datelor acestui recensământ a trecut ceva timp. Nimeni nimic nu vorbește despre lucrul ăsta. Am în vedere din instituțiile statului, din instituțiile care trebuie să urmărească cum de fapt au fost cheltuiți banii publici, banii statului. Domnule Enciu, s-a autocizat cineva? Apropo, subiectul respectiv privind recensământul a fost prezentat de așa cum spuneam, de șeful Biroului Național de Statistică și foarte repede s-a uitat de acest recensământ, analizând presa din Republica Moldova, nu mai figurează subiectul respectiv în dezbaterile jurnaliștilor. S-au împărțit ca de obicei în două tabere. Unii au contestat totalmente rezultatele recensământului, alții au mers pe o cale mai moderată. Și eu revin la acea idee. În privința acestui recensământ din 2014, sunt date care totuși pot fi utilizate, de bine, de rău. Deci, am în vedere, în privința numărului populației, este un adevăr incontestabil faptul că populația Republicii Moldova descrește din an în an în an. Și invocam și cu alte ocazii pronosticurile Institutului Demografic de la Viena, care spunea că prin 2050 populația Republicii Moldova se va reduce cu vreun milion de locuitori. Are perfectă dreptate. Deci, în privința numărului populației, aici nu pot fi dubii. Suntem la nivelul anului 1959, între altele. În 1959, 2.800.000, aproape 2.900.000 de locuitori în RSS moldovenească cu raioanele din Stânganistru. În prezent, noi suntem exact, poate chiar sub nivelul anului 1959. Dar în 1959 era anul când recent se încheiaseră deportările, foamete, moriseră zeci, sute de mii de locuitori de foamete. Deci noi nu suntem după foamete sau după deportări. Gândul te duce chiar la aceleași deportări să fie de natură economică. Oamenii pleacă din Republica Moldova, deci din considerente din lipsă de a se asigura traiul. Deci, la numărul atunci populației... Atunci au fost duși, acum de bunăvoie pleacă. Acum de bunăvoie. Deci, sunt diferite metode de a stimula migrația populației. O metodă este metoda economică, financiară, care este eficientă. Dar, în opinia dumneavoastră, recensământul este o carte de vizită pentru investitori? Cred că nu. Nu? Dar poate da. Depinde cum o analizăm. Să vadă investitorii, să vadă deci date recensământului. Ar fi fost firesc ca în 3 ani de zile să fie fost editată măcar o culegere. Rezultatele recensământului din 2014. Să le avem la îndemână și cercetătorii și cei din administrație și investitorii eventual. Nu există. M-am uitat pe portalul Biroului Național de Statistică, sunt niște tabele înșiruite și cam atât. Deci este doar un specialist și doar cu urmărind un obiectiv anume de a te documenta în profunzime, te poți clarifica în cele ce au publicat Biroul Național de Statistică. Este firesc și logic să fie o culegere. Conform chestionarelor care au fost prezentate în recensământ și să fie publicate, să se ajungă la procente de 0,02%. Nu s-a ajuns. În privința, ca să închei gândul, în privința structurii populației, s-a vorbit, structura pe secții, este un lucru indiscutabil că procentul femei-bărbați este de 100 la 93. Deci, iarăși, nu îl putem pune sub semnul întrebării, sunt mai multe femei decât bărbați, deși ar fi într-un fel logic, firesc ca procentul de bărbați să fie mai mare decât cel al femeilor, dat fiind că la bărbați, în mod obișnuit, la vârsta de 0-1 ani, mortalitatea deci până la un an este mai mare decât la fetițe, la femei. Deci, prin urmare, la vârstele ulterioare, acest decalaj se atenuează. Oricum, nu este un decalaj, să spunem, dramatic. Pe grupe de vârstă este mai complicată. Structura populației pe grupe de vârstă, colega a menționat, în privința îmbătrânirii demografice a populației. De la 2004, în 2004 populația de peste 60 de ani era de 14,3% în totalul populației. În prezent s-a ajuns la 18,5%, aproape 19%, este o creștere de aproape 4% numai
numai 10 ani. Deci îmbătrânirea demografică a populației este un fenomen care afectează sub aspect economic, social, inclusiv sub aspect politic și electoral populația Republicii Moldova. Observați, noi deja încercăm să apreciem aceste date fiind niște date a unui recensământ. Deci asta este destul de periculos, întrucât prezentându-ne niște date care nu pot fi credibile și noi încercăm în baza lor să facem niște concluzii. Bine, noi încercăm să observăm cel puțin tendințele care există, dar avem această tendință de a face comparație și noi luăm datele așa cum ele ne sunt prezentate. Dacă este să vorbim de orașul Bălți, domnul Enciu s-a referit la Republică, atunci numărul populației din orașul Bălți ar fi echivalent cu ceea ce a fost în 1970 în orașul Bălți. 100.000 sau? Acum sunt 102.000. 102.000, exact. Și dacă comparăm, ne ducem exact către anul 1970. Dar pericolul cel mai mare este anume ăsta, că odată cu trecerea timpului, faptul că nimeni nu s-a autosesizat, faptul că un pic s-a criticat și s-a uitat, faptul că în presă nu apar mai multe discuții privind recensământul, face sau duce spre ce că peste o anumită perioadă se va lua drept ceva obișnuit, că acestea sunt datele recensământului, oficiale datele recensământului din 2014. Și asta este un pericol. Se vor lua drept bune. Exact, se vor lua drept bune. De aceea societatea civilă trebuie să reacționeze, trebuie să reacționeze și alții, fiindcă într-adevăr au fost nedreptăți. Sunt date incorrecte și dacă ele sunt, odată ce sunt incorrecte, înseamnă că acest recensământ sau trebuie anulat sau de schimbat statutul, să nu se mai numească recensământ, fiindcă, așa cum ați spus, cine caută informații despre Republica Moldova, primul lucru se uită la statistică. În statistică găsim datele recensământului și atunci cineva ia aceste date ca fiind drept date adevărate. Și asta este un pericol destul de mare. Eu aș propune ca să judecăm datele acestui recensământ care au fost prezentate mai mult sub formă de tendințe. În calitate de tendință, de acord. Deci noi putem observa care sunt tendințele generale. Chiar și atunci când vorbim despre numărul total al populației, când zicem despre faptul că practic 41% din populația Chișinăului nu a participat la acest recensământ, asta este grav. Când mergem, de exemplu, chiar și în aule la universitate și studenții zic, dar la mine nu a fost nimeni, nu m-a întrebat nimeni și numărul acestora este destul de mare, sigur că apare un mare semn de întrebare, dar unde au fost cei care au făcut recensământul? Recensământul al populației, vorbind la modul cel mai simplu posibil, recensământul al populației înseamnă ceea ce s-a realizat în Basarabia până la 1940, la 29 decembrie 1930. Iată, acela a fost unicul recensământ și afirm cu toată responsabilitatea. De atunci, din 29 decembrie 1930 și până în prezent, în Republica Moldova, nici în RSS moldovenească, cu atât mai puțin în Republica Moldova, nu a mai fost efectuat un recensământ la un nivel profesionist atât de înalt, așa cum s-a realizat în 1930. Cei care nu cred, nu au decât să meargă la bibliotecă, la oricare bibliotecă, să se documenteze și vor găsi acolo recensământul populației României din 29 decembrie 1930, publicat în nouă volume, fiecare volum a câte numai puțin de 600 de pagini, format mare, deci în care fiecare, cel care se interesează, poate să-și găsească localitatea sa de Baștină, să vadă câți locuitori erau în 1930, la 29 decembrie, în satul său de Baștină, sau în oricare alt sat, fiindcă recensământul a fost publicat pe localități, pe sate, orașe, județe și la nivelul întregii Basarabii și la nivelul întregii României. Iată, nouă volume este un monument al statisticii demografice românești interbelice. De atunci nu a mai fost realizat niciun recensământ care să-l egaleze după structura sau după părți, după chestionarul care a fost. A fost în perioada sovietică 4 recensăminte, 1959, 1970, 1979, 1989, deci 4 recensăminte. Toate erau publicate în 1959 a fost o culegere specială pentru RSS moldovenească și a fost publicată pentru toate republicile uniunale. Acolo te poți documenta în privind cu datele generale. În 1970 s-a încercat mai multe volume și pe diferite poziții, pe grupe de vârste, structura populației și așa mai adică departe. Adică unul mai complex. Unul mai complex, dar nu l-a depășit pe cel din 1930 niciodată. Din 79 la fel, 89 de asemenea. Și
avem în Republica Moldova al doilea recensământ, primul cât de cât bine, mai mult sau mai puțin credibil, cel de-al doilea este greu de crezut sau chiar incredibil la compartimentul structura etnică mai ales, și dacă vom avea timp, ne vom opri puțin structura etnică și limba vorbită de populația Republicii Moldova sau limbile vorbite în Republica Moldova. Aici totalmente este un spațiu de discuție foarte larg. Să comparăm nou volume cu aproape nimic din ceea ce ni s-a prezentat în cadrul acestui recensământ. Cu ceea ce a fost postat pe portalul exact. Statistica.md. Da. Exact. Și atunci sigur că ne întrebăm ce ne oferă nou acest recensământ, ce putem noi urmări în baza acestui recensământ, fiindcă sunt foarte puține poziții la care noi am putea în realitate realiza o cercetare, o analiză pentru ca să ajungem la niște concluzii. E una când ai un recensământ după anumite norme, rigori realizat, și este altceva când recensământul este făcut doar cu niște accente, probabil fiind anumite interese. Inclusiv și ceea ce ține de aspectul etnic și ceea ce ține de aspectul etnic. De ce în presă se speculează în rezultatele recensământului unele mișcări politice, da, au speculat precum că numărul moldovenilor sau vorbitorilor de limbă moldovenească a scăzut în comparație cu cei vorbitori de limbă română, vorbitorii de limbă rusă. Ce se întâmplă, de fapt? Este un recensământ de manipulare sau, de fapt... Cu siguranță, da. În opinia mea, sintagma limbă moldovenească, în general, nu trebuie să figureze. Întrucât Eminescu, oameni de știință, au spus că este limba română. Eu nu am motive să nu cred. Este ceea ce ține de știință. Și atunci, odată ce este constatat acest lucru, place cuiva, nu place acest lucru. Asta este o constatare. Și atunci sintagma limbă moldovenească chiar nu este binevenită. De exemplu, dacă cuiva nu-i place, să zicem, matematica, că este matematică, dar vrea să-i spună că bunelul i-a spus cândva socoteală sau calcule sau mai știu eu cum. De aici a rezultat că noi trebuie să modificăm denumirea acestui domeniu? Sigur că nu. Deci, cu siguranță aici este manipulare și acest lucru s-a realizat chiar în timpul recensământului. Pentru că atunci când omului se spune că dacă ești în Republica Moldova, înseamnă că moldovenească. La noi personal, atunci când au fost, zice, da, câți membri sunteți, atât, foarte bine, moldovieni, da, zic, stați o clipă, nu m-ați întrebat. Vedeți dumneavoastră că atunci când noi vorbim despre etnie, asta este să zicem, ceva care omul se autoidentifică. Asta este chestiunea lui. Când vine vorba de limbă, aici chiar se manipulează. Și modalitatea în care au fost adresate întrebările, cu siguranță nu a fost corectă. Dacă pornim de la ideea că în școli copilul din clasa 1 până în clasa 12 învață limba română, pe manuale este fixat așa, v-ați imaginat dumneavoastră că respectivul elev sau după liceu ar spune limba moldovenească. L-au întrebat părinții, da, îi puneți acolo și copiii tot așa vorbesc. Deci cu siguranță aici au fost cele mai mari Domnule, dar aici la una din unele emisiuni, la ediție, emisiuni televizate, unul dintre politicieni la întrebare, dumneavoastră ce limbă vorbiți? El a răspuns, adică după o ezitare, că limba de stat. Este o dilemă care durează de ieri. Bine, majoritatea, cei care vorbesc limba de stat, încearcă să împace... Să vireze cumva, da, limba de stat. Care e limba de stat? Dacă ne privăm în Constituție, citim articolul 13, e scris limba moldovenească. Dar noi avem situația aceasta... Curtea Constituțională a zis altceva. Dăinuiește din 1994, exact, când a fost adoptată Constituția Republicii Moldova. Și în Parlament a apărut o dilemă. Ce limbă să fixeze în Constituție? Atunci, agrarienii care erau la putere, deci au solicitat opinia Academiei de Științe a Moldovei. Academia de Științe a Moldovei, specialiștii, lingviștii cei mai de bază, s-au pronunțat univoc. Limba vorbită în Republica Moldova este limba română. Deci, au trecut, văzând că nu conveneau obiectivelor politice, au mai așteptat puțin. Da, au ignorat acel răspuns și au fixat totuși limba moldovenească. Dar de ce în acest recensământ, de exemplu, în 2000...
14, dacă ați observat, cifra crește, dar... Fiindcă ingerința politicului în Republica Moldova în domeniul științei este foarte mare, lucru care este absolut incorrect. Deci ce trebuie să ocupe partidele și guvernarea? Asta este să sporească nivelul de trai al populației, să mărească nivelul de dezvoltare economică a statului, dar nu să încerce a bulversa situațiile. Oamenii de știință știu ce trebuie să facă. De ce această ingerință amestecă a politicului în știință nu este corect și noi ar trebui să criticăm permanent lucrul ăsta. Am făcut acasă un exercițiu apropo de structura etnică, de limba vorbită sau limbile vorbite în Republica Moldova și se constată niște discrepanțe sau neclarități. Eu bunăoară nu găsesc răspuns la datele. Haideți să invocăm. Deci la naționalitate în Republica Moldova în 2004. Moldoveni au fost 75,81%, ucraineni 8,34%, ruși 5,95%, găgăuzi 4,36%, bulgare 1,94%, români 2,16%, romi 0,36%, alții 1,7%. Și în total sumând, iese într-adevăr 100,00%. 100,00%. Ce s-a întâmplat în 2014 acum? S-a stabilit că moldoveni de naționalitate sunt 75,1%, români 7%, ucraineni 6,6%. Deci observați, dacă la recensământul anterior se opera cu sutimi, aici cu zecimi. Ucraineni 6,6, ruși 4,1, găgăuzi 4,6, bulgari 1,9, romi 0,3, apar la naționalități care nu au figurat în recensământul anterior, anume evrei și polonezi, câte 1600 și 1400. Și cu alții 0,5. Am încercat să sumez aceste procente și ies mai mult de 100%. Mai mult de 100%. Un recensământ, cum spuneam în debutul emisiunii, un recensământ trebuie să cuprindă cifra exactă, 100,00. Deci aceasta este suma care trebuie să iasă. Și nu iese. La limbă, iarăși am încercat să adun procentele și ies 103%. 103% când le adun limbile vorbite în Republica Moldova. Și au mai vorbit despre acest lucru și alți autori, alți analiști. Cum poate un recensământ să opereze cu astfel de procente? Și cum poate fi el credibil la acest compartiment? Preurmare, concluzia subsemnatului, cel puțin, este că datele privind structura etnică și lingvistică sunt pur și simplu dezastruoase. Cele care ne le-au furnizat în 2014 sunt de-a dreptul ridicole. Se vede cu ochiul liber că s-a umblat pe la cifre. Este perfectă derivată. Și s-a stabilit, deci s-au făcut și niște comparații, ca să vedeți. Aici, în privința comparațiilor, s-a încercat ca să împace toată lumea. Și cei care se autodefinesc drept români de naționalitate și vorbesc limba română, și pe cei care se autodefinesc drept moldoveni și vorbesc limba moldovenească și așa mai departe. Deci, se constată că, comparativ cu 2004, numărul de moldoveni s-a redus cu un procent sau cu un număr procentual. Între altele, statistica moldovenească operează cu niște concepte specifice. Nu prea le întâlnim în demografia europeană sau în alte țări care vecine cu unități procentuale. Cam, și multe altele. Ar fi de organizat o emisiune specială cu ce terminologie operăm, nu noi, dar operează cei de la Biroul Național de Statistică, efectuând recensămintele de populație. O statistică, o terminologie depășită în mare măsură, îmi permit să afirm cu toată responsabilitatea. O terminologie care provine încă de perioada sovietică și nu este depășită. Deci, prin urmare, noi nu avem niște demografi de statistică
diagnostician de profesie care să efectueze niște recensământe la nivel profesionist. Vorbeam de recensământ din 1930. Acel recensământ s-a efectuat sub egida unui mare demograf care a fost doctorul Sabin Manuilă. I-am studiat fondul în profunzime. A fost un mare demograf și a lăsat o operă considerabilă în demografie, demografie contemporană, demografie istorică. Deci un mare specialist care și-a asumat întreaga responsabilitate vis-a-vis de rezultatele recensământului și îi îndemna pe orice critici, mergeți la volumele, cele nouă volume și verificați-le și încercați să le combateți cumva, că ele sunt verificabile pe sate, pe localități. Aici unde să cumpărăm? Noi putem doar să emitem niște ipoteze, probabilități care nu se verifică, nu sunt verificabile, nu le putem verifica. Niște tendințe, într-adevăr. Vom vorbi despre aceasta după o pauză de publicitate. Centrul de chirurgie oftalmologică Ovisus. Tratamentul oftalmologic chirurgical și recuperarea funcțiilor vizuale pentru întreaga familie. Copiii au parte de o nouă sală de tratament. Pensionarii și persoanele cu handicap beneficiază de reduceri. Persoanele peste 70 de ani au preț special pentru chirurgia cataractei. Centrul de chirurgie oftalmologică Ovisus. Strada Melestiu 20. Spitalul Municipal numărul 1. Telefon 270675. Mie dați-mi medicamentul pe care mi l-a prescris medicul. În rețetă este indicată substanță activă, anume ea tratează boala. Toate aceste medicamente au aceeași substanță activă. Ia-l pe Ista. Cutia e mai rătoasă, e mai scump, cred că e și mai bun. Toate sunt eficiente, diferă doar forma, culoarea, denumirea și prețul. Aceeași substanță activă. De ce s-a achit mai mult? Îl iau pe ăsta. În farmacie ai posibilitatea să alegi medicamentul cu aceeași substanță activă la prețul care îți convine. Televiziunea noastră digitală e cea mai bună și noi continuăm să o perfecționăm. Adăugăm canale noi, mărim numărul de posturi în format HD, lansăm servicii suplimentare, dar mereu este loc pentru și mai bine. Astfel, vă prezentăm un obiect mic care face o diferență mare, cam modulul. Acesta se inserează direct în televizor și te scapă de cablurile deranșante și echipament suplimentar. Bine ai revenit, telecomanda televizorului. Acum ești doar tu. Sună acum și noi îți aducem gratis cam modulul acasă. Sun Communications, cea mai bună rețea de televiziune în Moldova. Кулич – непременный атрибут пасхального стола. Одни хозяйки привыкли печь его сами, другие отдают предпочтение готовым, приобретенным в магазине. И не напрасно. Вкусные, ароматные, доступные по цене пасхальные куличи, выпускаемые Бельским хлебокомбинатом, сделаны по старинным рецептам из свежих продуктов высшего качества. К православным праздникам мы позаботились о вас и приготовили широкий ассортимент пасхальной продукции различных видов, веса и упаковки. Уверены, что пасхальная выпечка Бельского хлебокомбината займет свое почетное место на праздничном столе в честь праздника Святой Пасхи. Спрашивайте в магазинах города. A vorbit despre cifrele publicate în recensământul din 2014, mai exact la compartimentul etniei, limbile vorbite. În opinia dumneavoastră, aceste cifre sunt reale? Ce se întâmplă?
Cu siguranță nu, și analiza realizată de domnul Ienciu dovedește acest lucru. Nu poate exista un astfel de procentaj atunci când sumează totul. Nu este normal atunci când unele limbi care sunt vorbite pe teritoriul Republicii Moldova nu se regăsesc aici la compartimentul limbi vorbite. Și atunci când zicem că nu există printre altele sunt niște constatări foarte grave de care ar trebui să țină cont și instituțiile abilitate și să se autosesizeze, să vină cu anumite explicații, fiindcă o învinuire de acest gen chiar este gravă și atunci se cere o explicație. Deși eu îmi dau seama care nu ar fi explicațiile, statistica este statistică. Datele sunt așa cum ele sunt. Poate este vorba de un neprofesionalism din partea celor care... Cu siguranță, da, și lucrul acesta s-a menționat chiar și de reprezentanții Biroului Național de Statistică. Au zis că nu au ajuns, vorbind despre situația din Chișinău, spuneau că nu au ajuns, nu erau suficienți oameni care trebuiau să meargă cu sondajul respectiv, poate nu erau destul de pregătiți, deci lucrul ăsta s-a recunoscut. Și atunci, în contextul celor spuse de domnul profesor, evident, dacă nu avem specialiști, să-i invităm. Dacă se cheltuie atâți bani, înseamnă că ar trebui să pregătim persoane care să realizeze un recensământ credibil, un recensământ care să ne ofere date concrete statistice în baza cărora să putem face anumite analize. Fiindcă riscul cel mai mare este că dacă va trece o perioadă de timp, nimeni nu va reacționa, atunci aceste date vor fi acceptate ca niște date reale. Și ăsta este cel mai mare risc. De aceea, probabil, nu doar în cadrul acestei emisiuni, dar probabil întreaga societate civilă ar trebui să reacționeze și să menționeze ceea ce nu este corect în recensământ. Cel mai corect în acest context ar fi anularea datelor recensământului sau schimbarea statutului său și organizarea unui alt recensământ. Doamna Fădureac, Republica Moldova acum trăiește un proces de... trece printr-un proces de depopulare. Așa are și din datele acestui recensământ. Când în istoria acestui petic de pământ s-a mai cunoscut sau acestui teritoriu, da? Dintre Prut și Nistru s-a mai cunoscut acest proces în istorie. O situație atât de gravă din cele ce este prezentat, din datele prezentate aici, nu s-a mai întâlnit și, din păcate, oficialitățile încearcă să bulverseze situația din societate, ridicând alte probleme decât cele reale care sunt în societate, ridicând probleme cum ar fi, să zicem, istoria, limba sau altceva și nerezolvând problemele prin care ar opri procesul acesta de migrație, ar face o situație mai confortabilă în Republica Moldova, așa încât tinerii să dorească să rămână aici, inclusiv să-și facă studiile aici și făcându-și studii în străinătate, să dorească să revină în Republica Moldova. Situația, într-un fel, ar reveni la normalitate. Domnul Ienciu, de ce tinerii au pierdut acest spirit de patriotism față de... Probabil de civism, numai cu... Apropo de, ca să nu scap ideea, de structura etnică a populației. Dispunem de experiența anului 2004. Anul 2004, acolo, în 2004 s-au umblat cu creierul la rezultate. La chestionarele de recensământ care au fost completate. Cei care mergeau prin sate, recenzorii, prin localități, pe la gospodăriile oamenilor, mai ales pe cei de vârstă, de 60, peste 60 de ani, mai ales la structura etnică și limba vorbită, îi îndemnau să completeze sau completau ei în locul celor pe motivul că sunt bătrâni și nu ar fi în stare. Se completa cu creionul. Deci, prin urmare, ulterior, datele puteau fi prelucrate respectiv, în sensul dorit de cei care au organizat. Iată, mare suspiciune din 2004, recensământ organizat sub supraveghere a 10 echipe de observatori europeni și s-a reușit în mare măsură să se falsifice acele date. Acum, în recensământul respectiv din 2014, fără observatori, sigur că compartimentele privind structura etnică și lingvistică sunt niște domenii de dezbatere la nesfârșit și am impresia că acest lucru se face intenționat. Intenționat ne se aruncă subiecte practic veșnice, deci privind limba vorbită și structura etnică a populației, lăsând deoparte cu totul subiecte
cu adevărat importante, cu adevărat importante. Da. Mare, dacă îmi permiteți, mare suspiciune vis-a-vis de acest recensământ, dar el probabil nu va putea fi anulat, este în privința coroborării lui cu listele electorale. S-au făcut analize și se constată o discrepanță de vreo 600.000 de persoane. 600.000 de persoane aflate la dispoziția CEC-ului din Republica Moldova, deci de poate să opereze, să manipuleze cu 600.000 de persoane, deci poți truca orice alegeri, nu numai prezidențiale. Orice proces electoral. Și dacă se constată această discrepanță de 600.000 de persoane, apare întrebarea cât de corecte au fost alegerile prezidențiale recente. Deci, trebuie să întrebăm Comisia Electorală Centrală și reprezentanții procuratorului. Ne așteaptă în 2000 anul următor, în toamna anului următor, alegeri parlamentare. Poate vom fi mai mulți. Și cu această marjă de 600.000 de persoane, ne putem da seama deci la ce servește recensământul populației din 2014. Și apare și o întrebare, de ce tocmai acum au fost publicate datele acestui recensământ, înainte de niște inițiative care au apărut în Republica Moldova? Sigur că asta ne pune pe gânduri. Asta ar fi un motiv? Ar publica acum? Probabil, da. Sunt ipoteze că au dreptate analiștii care afirmă că acest recensământ este o parte a unui război informațional sau acelui război hibrid care se poartă de la un timp încoace. Se urmărește cu tot din adinsul crearea unei națiuni în Republica Moldova care să vorbească o limbă moldovenească neapărat, dar apare întrebarea, dar cu Transnistria, cu raioane din stânga Nistrului, ce facem noi, fiindcă ei organizează la rândul lor recensăminte conform propriei concepții. Se urmărește și acolo, prin urmare, dacă se va merge pe această cale, vom obține în câțiva ani constituirea unei națiuni transnistrene, să spunem, sau nistrene, cum le este imnul, Nistrenia. Da? Cam aceasta ar fi tendința pe care, din păcate, o urmăm la momentul de față. Probabil multe lucruri care se întâmplă în culise noi nu le cunoaștem și ele vor ieși la iveală peste o anumită perioadă, dar deja va fi târziu ca să reacționăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a participa la această emisiune. Într-adevăr, este o problemă actuală. Din păcate nu cunoaștem de ce autoritățile centrale ignoră acest lucru. Din păcate, sperăm că timpul le va aranja la locul lor. Doamnelor și domnilor, alături de mine în această seară a fost Nicolae Ienciu, vicedirectorul Institutului de Istorie a Academiei de Științe a Moldovei și doamna doctor în științe istorice Lidia Pădureac, Universității de Stat ale Corosului din Bălți. Vă mulțumim și vă urăm o seară cât mai liniștită.